De-a lungul timpului, numeroase teorii despre sfârșitul lumii au fost lansate și dezbătute în comunitatea științifică. Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de știință care a abordat această temă este Isaac Newton, faimosul fizician anotat într-o scrisoare anul în care ar putea avea loc apocalipsa, captând astfel atenția și curiozitatea multor cercetători și iubitori ai științei. Potrivit calculelor și interpretărilor lui Newton, sfârșitul lumii ar urma să aibă în loc în anul 2060. Acest lucru ar însemna că a mai avea mai puțin de patru decenii până când civilizația noastră ar putea înceta să mai existe așa cum o cunoaștem acum. Scrisoarea în care se regăsesc aceste previziuni datează din anul 1704 și se bazează pe interpretările biblice ale fizicianului. Conform teoriei lui Newton, în anul menționat ar urma să se petreacă o întoarcere a Mântuitorului și în acea perioadă poporul evreu ar urma să stabilească înfloritoare și veșnică pe pământ. Aceste interpretări religioase ale fizicianului au surprins și uluit mulți cercetători, având în vedere că Newton este cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative în domeniul fizicii și matematicii. Deși scrisoarea lui Newton a fost ignorată și chiar criticată de unii oameni de știință care consideră că nu se bazează pe date concrete și fapte științifice, alți specialiști afirmă că este important să ne amintim că omul de știință a fost și o persoană religioasă. Potrivit acestora, Newton a fost condus de pasiune sa religioasă și a fost ferm convins că Iisus Hristos se va întoarce pe pământ în jurul anului 2060, moment în care se va instaura o nouă ordine pe planeta noastră. În concluzie, teoria lui Isaac Newton este despre sfârșitul lumii în anul 2060. Continuă să stârnească dezbateri și controverse în comunitatea științifică. Chiar dacă mulți oameni de știință nu o consideră demnă de luat în calcul, este important să ne amintim că Newton a fost o personalitate complexă și că teoriile sale sunt rezultatul unui amestec complex de credințe religioase cunoaște și explorare științifică. Relatează sursebune.com